Și mai Cătălin cu voi. Ce? Cu cine vorbești? Cu tine. Dar de ce vorbești la plural? Că mă refer la toată generația asta voastră. Și mai cu voi. Dar <hântă> și cu noi, mă rog. Eu la anii voștri eram cu totul altfel. Eram plină de viață. Mă bucuram. Viața era frumoasă nu se secretă deci, și noi și la anii noștri nu ne bucurăm, nu, viața nu e frumoasă, stăm numai capul în pământ, suntem triști, nu facem nici, sau nu te la ce vrei să duci. vă bucurat și voi, dar parcă mai trist cumva. Hai spune într o frumos idee pe care vrei să o spui și să încheiem discuția asta. Dacă, de exemplu, muzica asta a voastră. Bum, 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 bum. Și asta e muzică? Dar și nu-ți place la muzica asta? Măi, pe vremea noastră, dacă e muzică, trebuie să aibă sens. Era ori despre dragoste, ori despre prietenie. Uh -huh. Ori despre bandița anilor 90, ori despre război. Mamă, ce nu recunoști? Și pe vremea voastră era muzica așa e bună, ce era muzica de asta mai ieftină. E tot mai bună era muzica. Nu? Este la voi argumentul. La voi tot era mai bună înainte. Este tot argumentul. De că, uite la tine, tu tot ziua stai pe Facebook. Eu la vârsta ta nici nu știm ce înseamnă Facebook. Dar logic nu știe, pentru că nu exista. Și mult mai bine era. Da, și dacă era mult mai bine, ce am mult pe Facebook? E, vreau să și eu așa, în rând cu voi, cu generația voastră, să nu ca acasă, să-mi zici că ea ca mama dinozaur la mine. Uh -huh, uh -huh. Deci tu crezi că dacă tu în fiecare dimineață postezi pe Facebook poza cei cu o cafeluță gustoasă să aveți, îți pare că asta înseamnă tânăra generație, da? Da, dar pe uite, tante Olea postează și mama lui Marcel. Okay. Așa e, așa faci toată generația asta ta. Vă credeți că știți tot, credeți că știți cum gândim, dar să ne ascultați, nici în gând nu vă treci. Ei, da, mă, hai, începi greș prostie, Dar nu s prostii, argumente. Adică noi încercăm să vă explicăm, dar voi nici nu vreți să vă gândiți că noi am putea să vă învățăm pe voi și <gâng> Cum mai să înveță o găină? Dacă rămâne numai la vorbe de astea pline de filozofie bătrână. Mm, ba, bă dar prostia, ca și bătrână m-au făcut. Nu te fac bătrâne, zic că vorbele astea bătrânești, nu vă dau pași. Dar și de legatul de cafeluța asta, nu pot să înțeleg. E ca asta e rău la generația voastră. Voi numai să vă puneți în poară. Și voi v-ați obișnuit întotdeauna să aveți dreptate. Și nu mă pun în poară. Asta e o dezbatere, discuții. La noi, la centru de tineret, la cercul de dezbateri, sunt adolescenți de 13-14 ani care au argumente mai solide și o gândire critică dezvoltată, mai, mai dezvoltată decât la unii adulți pe care am întâlnit în viața asta. Of, Cădăle, nu știu. Eu n-am avut centri de tineret. Noi eram pe la lucru. Știi, dacă stau să mă gândesc ca nu, mă punem și eu în pară cu ai mei. <lip> Dar ca niciodată nu m-am gândit că o să crească și copilul meu și o să mă învețe. Asta ar trebui să discutăm o mai mult, să nu dăm vina unii pe alții. Generația noastră nu e mai redicta voastră. Ei, și vrei să deci că e mai bună? Nu, în niciun caz nu vreau să spun că e mai bună, nici că e mai ră. E pur și simplu diferit. Iar ai întors-o. Și dacă tot am avut discuția asta, poți să te rog să... Nu mai postez ca pe Facebook. Da, de deși. Mm, clar. Băi, hey, dacă v-a plăcut video asta, dați un subscribe. Nu vă costă nimic și pe noi ne ajută mult.